Când interviul acordat de Debra Lusen la televizor dă greș, Ginny îl întreabă entuziasmată pe soțul ei, Elwin, ce se întâmplă. Cu toate acestea, bărbatul beat se enervează din cauza gălăgiei ei și începe să arunce cu lucruri. Din această cauză, Ginny îl sună pe Bill, care mai târziu îl înfruntă pe soțul bețivă. Acestea amintește lui Elwin că a intrat și a ieșit din în închisoare, așa că îl sfătuiește să se concentreze pe repararea casei. Ca răspuns, Elwin nu face decât să spargă o altă farfurie. Chiar atunci, prietenul lui de la centrul de recuperare, Juvenal, îl vizitează, surprins de starea casei. El îl ajută să-și învingă prietenul să nu mai spargă farfurii, dar observă că Ginny privește în gol în sufragerie. Billy explică faptul că este oarbă, așa că roagă pe bărba să o verifice. Juvenal se duce puțin la femeie, apoi pleacă. Când ceilalți bărbați se întorc la ea, Elwin și Billy sunt surprins să vadă sânge pe fruntei, deși nu este rănită. Deodată, Ginny se ridică și începe să facă curățenie, derutându-i. Privindu-i în ochi, femeia declară că în sfârșit poate vedea. Curios, Billy se duce la centrul de recuperare câteva zile mai târziu pentru a lua pe juvenile. El vorbește cu părintele Donahue, care își recunoaște oaspetele ca fiind un fost preot devenit vânzător de mașini. Bill recunoaște că a avut o congregație, dar când s-a mutat în oraș, a dat faliment. Gin era de fapt organista lui, care era oarbă, dar care acum vede. Ea susține că vederea i s-a vindecat după ce juvenel a atins-o, numind o miracolă. Donahue se îndoiește de acest lucru și pur și simplu o dă afară pe ușa pe fosta preoteasă. A doua zi, Bill o vizitează pe prietena sa, Lin, care lucrează ca asistentă a unui producător muzical. Femeia a făcut și aparte din turma lui, astfel a vorbit cu Ginny despre recuperarea vederii. Billy împărtășește că Juvenal a fost călugăr franciscană. El speculează că bărbatul și-a descoperit acolo puterile de vindecare, dar a plecat deoarece mănăstirea nu-l susținea. Vânzătorul subliniază apoi că oamenii se vor aduna în jurul unui om miraculos ca el. Cu asta, Lin își dă seama că Bill vrea să-l comercializeze pe Juvenal. Bill nu neagă acest lucru, deși se plânge că nu a reușit să-l contacteze pe Juvenal. Donahiu știe despre trecutul său, așa că l-a împiedicat să-l vadă pe vindecător. Având în vedere acest lucru, Bill îi sugerează lui Lin să se înscrie la centrul de recuperare. Pentru a ajuta în acest sens, el a cumpărat chiar și o sticlă de vodcă proaspătă. În altă parte, August este judecat pentru că a rănit un preot în timpul slujbei, după ce acesta a protestat împotriva religiei lor. August rămâne neîmpăcat și chiar îl acuză pe judecător că nu este apt să prea procesul său, având în vedere că bărbatul a fost recent excomunicat din cauza divorțului. Judecătorul îl mustră pe acuzat și îl reține pentru sfidare, în timp ce protestatari încep să strige outrage în spatele sălii de judecată. În cele din urmă, Lin reușește să fie admisă la centrul de recuperare, unde îl nește în sfârșit pe juvenală. Cu toate acestea, bărbatul își dă seama că ea nu este dependentă de alcool ca ceilalți, așa că femeia recunoaște că s-a înscris pentru a-l găsi pe bilă. Mai târziu, August îl duce la centru pe părintele Nestor de la mănăstirea franciscană. Acesta îl prezintă pe Donahiu înainte de a pleca să-l întâmpine pe juvenală. Acesta stă cu el și cu Lin, apoi le arată cu mândrie articolul din ziar despre arestarea sa. Juvenal explică lui Lin că August conduce un grup numit Outrage sau organizația care unifică riturile tradiționale, așa cum se așteaptă Dumnezeu. Scopul lor este de a sparge adunările neortodoxe pentru a restabili formele tradiționale de închinare. Cu aceasta, August îl invită pe Juvenal la slujba lor de duminică, dar bărbatul îl refuză deoarece trebuie să lucreze. August se nervează, acuzându-l pe bărbat că l-a slujit pe Dumnezeu în de zile, apoi a întors spatele. Juvenal se apără spunând că el doar face un alt tip de slujire, dar August crede că este josnic din partea lui să ajute bețivii, apoi afirmă că îl va aștepta duminică înainte de a pleca. În timp ce conduce cu Nestor, August îi cere informații despre Juvenal, se pare că auzi de povestea lui miraculoasă, și vrea să o folosească pentru organizația sa, Nestor a făcut parte din mănăstirea în care a slujit juvenală. Deși preotul dezvole că a fost mai mult staționat în altă parte, în timpul serviciului bărbatului, după ce a condus o sesiune în acea zi, Juvenal o duce pe Lin în biroul său, permițându-i să-i pună întrebări. Ea se întreabă de ce nu este supărat ca păcălit ca să ajungă la el, dar bărbatul îl ridică din numeri, apoi întreabă de unde îl cunoaște pe Bilă. Lin împărtășește că a fost bătăușă la biserica lui Bilă. Cu toate acestea, ea recunoaște că nu prea crede miracole, dar este curioasă dacă Juvenal este Simțind ceva, ea, Juvenal îl întreabă dacă este ceva ce vrea să vindece. Lin ezită să răspundă, așa că vindecătorul o atinge și își dă seama că are o tumoare. El se întreabă dacă ea plănuia să-și testeze puterile pe ea, iar ea mărturisește că s-a gândit la asta. Spre surprindere ei, bărbatul îi spune că va fi bine, înainte de a pleca să ajute un alt pacient. Nervoasă, femeia îl sună pe Bill, îndemnându-l să o externeze din centru. De asemenea, ea insistă că Juvenal este cel adevărat, deoarece el știa despre starea ei fără ca ea să menționeze acest lucru. După apel, i îl caută pe Juvenal spre șocul ei, îl găsește în pe o parte și în palme. Femeia fuge speriată. Ea împărtășește acest lucru lui Bill în acea seară, afirmând că Juvenal avea aceleași răni ca și Isus. Chiar atunci, îi primește un telefon de la șeful ei care o roagă să vină să-l ia de la aeroport. Bill o mustră pentru că se întoarce la serviciu, după tot ce i-a spus despre Juvenal și a trage. Femeia îl asigură că va fi la slujba de duminică, a lui a dar Bill observă că pare speriată. El se întreabă dacă este frică de Juvenal, lucru pe care el negă. Totuși, fostul ministru comentează că pare diferită. În dimineața următoare, Lin îl ia pe Arti de la aeroport, dar afirmă că va pleca în vacanță pentru o vreme. Mai târziu, Bill se duce la munca de duminică și îl găsește acolo pe Juvenal. Apoi se alătură lui Lin în bănci, dar cei doi părăsesc capela în momentul în care începe munca. Ies afară pentru a discuta, dar descoperă că sosește o dubă plină de oameni bolnavi. Acești oameni se îndreaptă spre partea din fața capelei, unde August îl prezintă pe Juvenal congregației sale. Cu stânjeneală, Juvenal urcă pe scenă, dar înainte de a putea vorbi, ochii cad pe un pacient, Ricky. Repede, Ricky se duce la el și îl îmbrățișează, iar mâinile lui Juvenal încep să sângereze când atinge capul pacientului. Îi alarmează pe oameni, iar văzându-l pe Juvenal că nu știe ce să facă, Lin îl trage deoparte. În ciuda acestui fapt, Augustie avânt și-l ordonă oamenilor să-și să distribuie pamflete pentru a răspândi vestea. A doua zi, liderul grupului duce chiar fotografiile cu miracolul lui Juvenal, unei jurnaliste, Katie. El afirmă că într-o singură fotografie ea obține trei povești. Vindecătorul miraculos, expansiunea rapidă au outrage și vindecarea lui Ricci, care avea leucemie. Între timp, Juvenal se ascunde în apartamentul lui Lin. Femeii se pare ciudat că nu este surprins sau deranjat de miracolele pe care le face, așa că Juvenal recunoaște că este amorțit de ele. Prima dată când s-a întâmplat a fost când un copil în din Brazilia s-a apropiat de el. A simțit nevoia să-l atingă și în acel moment mâinile lui au început să sângereze. Mănăstirea a spus să păstreze secretul, deoarece nu voiau să atragă atenția. Juvenal decide apoi să se întoarcă la centru, așa că Lin îl conduce acolo. Pe drum, el deduce că este curioasă dacă el este atras de femei sau dacă se abține. Lin este surprinsă că și-a dat seama la ce se gândește ea, așa că Juvenal îi spune că el doar ascultă bine și observă oamenii. Lin glumește că a crezut că a zilele trecute, deoarece a simțit ceva supranatural, dar bărbatul o recunoaște că a vrut doar să o mângâie. Pentru a răspunde la întrebarea din mintei, Juvenal mărturisește că este atras de doamne, deși nu a fost niciodată îndrăgostit. Mai târziu, Lin se întâlnește cu Bill, care vrea să afle tot ce a discutat cu Juvenal. Ea comentează că îl părea normal, lucru pe care fostul ministru nu-l crede. De asemenea, ea menționează că i-a spălat hainele însângerate pentru el, dar Bill o ceartă pentru că nu le-a păstrat. Femeia și acuză prietenul că vrea să-l vândă pe juvenal, dar Bill se apără spunând că vrea doar cu oamenii să știe despre miracol. El se gândește să-l dea la televizor, dar Lin refuză să facă din vindecător un spectacol de groază, așa că pleacă nervoasă. La rândul său, Bill se întâlnește apoi cu August, sublinind că amândoi vor să răspundească veste despre juvenal. El chiar îl compătimește pe August și perici pentru modul în care ziarul a scris despre misionar, dar nu menționa nici măcar pe August sau Perici. Bill se uită la pozele și la pliantele pe care August le-a pregătit, oferindu-se să le corecteze pentru că acestea să sune mai atrăgător pentru public. Mama lui Ricci se străduiește și ea să le dea de înțeles oamenilor că Juvenal este real, sunând la presă. Destul de curând, Bill îl abordează pe Juvenal la centru și încearcă să-l convingă să meargă la presă pentru a-și pune povestea așa cum vrea el. Îl recomandă chiar să scrie o carte despre viața sa. Juvenal se întreabă despre ce ar putea scrie, așa că Bill îi sugerează să vorbească despre cum schimbă oamenii în afară de bolnă Fostul ministru insistă asupra faptului că îl schimbăm bine și oameni ca lină. Acest lucru face în cele din urmă pe juvenal să fie interesat. În cele din urmă povestea lui Rich este publicată, însă nu se scrie niciun cuvânt despre outrage, ceea ce îl înfurie pe august. El vociferează că nu poate ajunge nici măcar la Juvenal pentru a răspândi vestea despre Outrage, deoarece Donahue refuză să lase să-l vadă. Între timp, Juvenal o vizitează pe Lin, dorind puțină liniște departe de reporteri. De asemenea, îi mărturisește femei că dori să o vadă, un sentiment pe care Lin îl împărtășește. Cu asta, Juvenal o sărută. În acest timp, Bill reușește să o convingă pe Debra, gazda unui talk show, să programeze un interviu cu bărbatul. El o abordează apoi și pe Katie pentru a-i vinde accesul exclusiv, deși vrea o mare parte din câștigurile din publicare. Pentru a o face să accepte, el îi spune unde se află vindecătorul chiar acum. Între timp, Juvenal și-a consumat idila cu Cu toate acestea, femeia ezită să ia lucrurile în serios, având în vedere faima lui și legăturile cu un ordin religios. În ciuda acestui fapt, cei doi se bucură de zi ca un cuplu. Pentru a liniști nervi în legătură cu ei, Juvenal recunoaște că a mai avut o experiență înainte, deși mai târziu afla că prima sa partener a fost o femeie de noapte. S-a întâmplat imediat după ce a părăsit misiunea de misionară, când a petrecut mult timp, necându și necazurile în alcool. Așa a ajuns la centrul de recuperare. Între timp ce pregătește gustări pentru ei mai târziu, Lina îl avertizează pe Juvenal să nu aibă încredere în Bill, deoarece este un escroc. Ea îl avertizează că bărbatul îl vinde, lucru despre care ea știe, de când Bill a vrut ca ea să fie partenera lui. Spre surprinderea ei, Juvenal îi spune să accepte munca. Lin este nedumerită de ce l-a lăsat pe Bill să-l comercializeze după ce a ținut capul plecat în de zile. Ea îl avertizează că oamenii vor profita de el și exact la timp sună soneria de la ușă. Kate intră fără invitație, iar cei doi improvizează imediat pentru a-i oferi jurnalistului o poveste falsă. Ei pretind că se întâlnesc de ceva vreme, deoarece au crescut împreună, dar spre surprinderea lui Lin, Juvenal adaugă că se vor căsători. Katie se întreabă cum este să fi logodită cu vindecătorul, iar Lin îi spune că asta o îngrijorează, mai ales că el va apărea la televizoră. Ea împărtășește planurile lui Bill de a pune pe Debra să-l intervieveze pe Juvenal, ceea ce o surprinde pe Katie. Jurnalistii avertizează că gazda are tendințe de a face totul scandalos, așa că îi descurajează, deoarece ar putea profita de el. Cu toate acestea, cuplul o asigură că nu va fi așa, din moment ce el știe ce se întâmplă. În curând, articolul lui Katie este publicat, ceea ce îi permite lui August să descopere unde s-a ascuns vindecătorul. Mai târziu, el pătrunde în apartamentul lui Lin și inspectează obiectele, scotocind chiar și prin rufele ei. Câteva zile mai târziu, August se în centrul de recuperare pentru a ajunge la juvenală. El pretinde că Lin este un demon care îl duce cu gândul la ispită. Ca să întărească acest lucru, îi dă o fotografie a femei cu Bill, lăsând să se înțeleagă că sunt de fapt un cuplu. Acest lucru face pe juvenal să se gândească la relația sa. Între timp, Lin primește și acești fotografie când ajunge la apartamentul ei. Îngrijorată, ea sună la centru pentru a verifica ce face juvenal, doar pentru a afla că acesta a plecat. Lin îi vizitează mai târziu pe Ghini și Elwin, încântată să constate că femeia arată bine cu soțul ei și că locuința lor este chiar curățată. Ea arată fotografia cu ea și Bill, chiar în momentul în care Juvenal intră, dezvălind că s-a ascuns acolo. Lin explică faptul că rochia pe care o poartă în fotografie este aceeași pe care a avut-o la slujba de duminică. Gin este și ea de acord că fotografia este evident falsă. Acest lucru îl asigură pe Juvenal de loialitatea ei față de el. Pentru a scăpa de toată presa, cuplul fuge din oraș și găsește un loc unde nimeni nu cunoaște pe Juvenal. Acolo se bucură să fie un cuplu normal, dar în ciuda faptului că au reușit să scape, vindecătorul decide să participe totuși la interviu, deoare și intenționează să dezvole că vindecarea s-a dispărut. Acest lucru o surprinde pe Lin, așa că explică faptul că după ce Auguste a dat fotografia, s-a dus la un mol pentru a-și limpezi gândurile. Acolo a găsit un bărbat cu handicap pe care a încercat să-l vindece, dar nu a funcționat. Lin este speriată că și-a pierdut puterile din cauza ei, dar el crede că propria lui lipsă de credință l-a convins pe Dumnezeu să o ia. Planuiește să meargă la televizor pentru a anunța că puterile lui au dispărut și după aceea se pot muta și pot trăi normal. Cu această idee, Lin se simte plină de speranță. Întors în oraș, Bill îl convinge pe Arti să se asocieze pentru a extinde marketingul. Ei vorbesc cu Antoniet pentru a afla povestea fiului ei și în curând August li se lătură Cu toate acestea, bărbatul o judecă pe femeie pentru că este dansatoare la un club. El insistă că știe unde sunt Lin și Juvenal dar Antonie schimbă subiectul, gândindu-se la ideea că cei doi ar fi romantici. Acest lucru îl neliniștește pe August, așa că Bill îl întreabă despre relațiile sale. Bărbatul afirmă că nu permit femeilor în outrage, iar Antoniet comentează că separarea bărbaților și a femeilor, pentru a evita gândurile impure, este ceea ce este neregulă cu biserica. Acest lucru îi face pe și lor să râdă, ceea ce îl supără și mai tare pe August. Acesta se ridică pentru a pleca, declarând că trebuie să facă ceva despre care vor citi în ziară. Îngrijorat, Bill îl urmează pe bărbat afară, așa că August profită de ocazie pentru a-l acuza că a trimis-o pe Lin să-l păteze pe Juvenal. Îl numește o rușine pentru Dumnezeu, ceea ce îl jignește pe Bill, așa că pleacă. Curând, Juvenal și Lin se întorc la apartamentul ei, doar pentru a-l găsi vandalizat. Fără ca ei să știe, August se întoarce cu armă în mână, planui să ucidă pe Lin pentru ideea lui strâmbă de a-l salva pe vindecătoare. El intră în apartament, iar Juvenal își apără prietena din TRUS. Totuși, August afirmă că salvează pe vindecător de mizerie, așa că o pe Lin. Juvenal se grăbește să-i împingă mâna, înainte de a apăsa pe trăgaci dar în lupta care urmează, August cade accidental de pe balcon. Ziua interviului sosește în sfârșit, iar Debra îi face întrebări lui Juvenal despre credința sa. Ea încearcă să-l subestimeze, deoarece arhiepiscopul refuză să-i recunoască stigmatele din cauza relației sale cu Lină. Cu toate acestea, Juvenal declară că are credință în Dumnezeu, nu în biserică. Într-o altă încercare de a-l dezminți, Debra aduce în discuție contractul de carte pe care l-a semnat și care valorează 600.000 de, dolari. Acest lucru îi surprinde atât pe Juvenal, cât și pe Lin, și îl confruntă pe Bill în culise. Ea Interoghează în legătură cu faptul că l-a păcălit pe Juvenal să semneze un contract de carte, forțându-l să mărturisească faptul că ar trebui să primească jumătate din câștiguri pentru că este managerul vindecătorului. Înapoi la interviu, Debra îl cheamă pe August, grav rănit, întrebându-l cum a ajuns presupusul vindecător să-i facă rău omului. În loc să răspundă, Juvenal se duce la August pentru a-l verifica. Îngrijorată de intențiile gazdei, Lin intră în forță pe scenă pentru a-și lua prietenul. Acest lucru îi distrage atenția lui Debra suficient de mult timp pentru a lăsa pe Juvenal să-l confrunte pe August, care încă insistă că tot ce s-a întâmplat este vina lui Lin. Hotărând în cele din urmă unde se află cu adevărat credința sa, Juvenal îl acuză pe August că este un impostor. Dintr-o dată, mâinile lui Juvenal sângerează din nou, iar August își recapătă controlul asupra membrelor. Se desprinde de gips și se ridică din scaunul cu rotile, complet vindecat, la televiziunea națională. În timp ce toată lumea este șocată de acest lucru, Lin își trage prietenul în culise, scăpând de camerele de filmat. Cei doi se urcă apoi într-o mașină și se îndepărtează cât mai mult posibil de oraș pentru a începe o nouă viață în care să nu fie atinși de nenumăratele speculații despre miracolul lor. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!